Am mai vorbit o dată despre loviturile la 11 metri. Atunci era vorba că România a fost prima echipă la acest Euro care a avut o lovitură la 11 metri. Cred că e singura care a avut două lovituri la 11 metri. Oricum, e singura din istorie care are la un turneu final doar goluri date în penalti. Acum vreau să vă vorbesc pe penaltiurile alea de la finalul celor 120 de minute. Penaltiul care au început să mă enerveze. Mă rog, eu nu sunt fan al Germaniei, seara bătut Germania nu mi-a convenit. Acum, cu o seară în urmă sau două, nu, cu o seară în urmă, nu, două seri în urmă, joi, văzuse Portugalia, cu ei am ținut, fața Poloniei. Nu despre Portugalia sau Germania vorbesc, ci despre ideea în sine, de lovituri la 11 metri. Mie mi se pare că ar trebui cumva să le scoate. Ok, nu poți să faci două departajare corectă. Mai aranjez un pic camera, acum am hotărât să iau camera în mână, îmi iau destinul în propriile mâini. Stau cu tableta în mână. Deci, ar trebui să facem cumva să le evităm. Mă gândesc la denumire. Știți, ca să vedem de unde provine o chestie, vedem de unde provine numele acelei chestii. Penalti înseamnă lovitură de pedeaps. Păi, de ce pedepsim niște echipe? Echipele poate au jucat frumos, poate au jucat. De ce le pedepsim? Că nu le-am putut departaja și că nu ne-a dus capul să găsim criterii. La modul serios, eu le-aș pedepsi să le pun să joace. Până la final, până când, nu știu, moartea, fie ea subită, ne va despărți. Adică mie mi se păreau mult mai fair criteriile alea cu golul de aur, golul de argint și alte alea. Eu aș pune reprize de prelungiri, câte 15 pauză, 15 pauză, 15 pauză, până cineva dă gol. Mie mi se pare mai fair să dai un gol din acțiune, să dai un gol, decât să pui niște oameni să execute la 11 metri. În fond, sunt jucători mari, care joacă extraordinar, care au fizic impunător, care ratează penaltiuri în momentele dificile. Și mie mi se pare că îi distruge. Și pe portar la fel. Pui o presiune enormă pe portar, a ratat un jucător de-al meu, eu trebuie să apăr, că dacă nu, echipa mea nu se califică. Ok, tu n-ai nicio vină că portar, dacă n-ai scos. Deși dacă ești pe minge și ratezi, îți dai pumnul în cap 3 zile. Dar ca idee, de ce? Serios, de ce? Pentru că noi nu am fost în stare, noi, conducătorii fotbalului, FIFA, UEFA, să găsim un alt criteriu. În Champions League avem tur-retur și totuși uneori mai avem parte și de prelungiri și penaltiuri. De ce? Prejucare, tren-neutru, nu știu, ceva. Că oricum, în cazul semifinalelor sau sferturilor sau optimilor Champions League, este destul de nedrept că se joacă penaltiul pe terenul unei echipe. Deci nu se joacă cum e aici la turneul final, au jucat Germania și Italia, nu Franța. Era teren neutru pentru amândouă. Ok, că se joacă că se execută la o poartă, că se execută. Da, era teren neutru pentru amândouă. E adevărat, Franța are un avantaj că joacă acasă. Na, avantajul să-i gazdă. Serios, de ce? Mie nu-mi plac penaltiurile, deși sunt un dramatist rar și pur și simplu. Uneori zici, vai ce mișto, s-a executat 8 penaltiuri, 9 penaltiuri de fiecare. Pe de altă parte, nu o să zic niciodată, băi, asta a meritat, pentru că, ce, a avut executat mai bună penaltiuri, a avut un portar mai norocos. Nu. Ciudat. Eu nu o să zic niciodată așa ceva. Deci nu pot să zic, băi, uite, echipa aia a meritat să câștige penaltiuri. Nu pot. Deci sare Franța cu Islanda. Eu țin cu Islanda. Vreau să bat Islanda, deși mi-e plac echipele latine și cumva mi-ar plăcea să câștige Franța. Au rămas două echipe latine în competiție, Franța și cu Portugalia. Să zicem că îmi doresc să bată Franța. Să zicem. E, problema nu e dacă bate sau nu Franța. Problema e la mine să nu bată după o lovitură la 11 metri. Vreau să bată efectiv pe teren, să dovedească pă teren că a meritat victoria, că a dat unul sau mai multe goluri decât adversarul. Cer prea mult, Germania seară
putea să termine meciul 90 de minute. Ar fi trebuit să termine meciul 90 de minute și m-aș fi bucurat mult mai mult ca să fi Germania să termine în 90 de minute și să câștige. Uite, a dat două goluri, Italia a dat unul, tot respect. N-a fost să fie. Cam atât despre penaltiurile alelalte. O să pun acolo jos în clip și linkul la clipul precedent, cu 11 metri, cu Românica, cu dăști. Închei, nu mai zic că noi nu prea avem cu penaltiurile Steaua 86 și pe la echipele de club. În rest, echipa națională a avut de pătimit de pe urma loviturilor de departajare, care tot penaltiuri sunt, așa că nu mai insist. Salutări! Pedeapsă, sau cum ar trebui să zic. Salutări!